Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre fotbal. Nu putem să nu vorbim despre fotbal, de vreme ce am trecut și de meciul cu Elveția, care era așteptat ca un plus. Se pare că a ieșit până la urmă un X. Am început să învăț eu cum stă treaba cu pariurile, adică egal. De ce și cum? Suntem noi nemulțumiți că vrem mai mult sau chiar era necesar să câștigăm de data aceasta? Haideți să aflăm mai multe informații legate de fotbalul românesc. Auzi, cum stăm? În Brazilia, când au fost, în 80, nu știu, atunci au fost jucători. Tescu, Dumitru, Dembrovski, Dinu, Dimitrache, ăsta, Ianu de la Iași. Mulți jucători, ca acești jucători n-avem noi încă. Jucam destul de prost, să zic. Slăbuți? Bine. Bine? Foarte bine. Cât de bine? Dacă e 1-1, dacă am auzut că e 1-1, este foarte bine. La capitolul fotbal, din ce în ce mai rău, din părerea mea. În primul rând, eu am urmărit o perioadă lungă de fotbalul și mi-a lăsat un gust amar, așa că m-a apucat de pescuit. Prost. E un capitol ca și educația și sănătatea în care nu se investește nimic. Ce, un punct tare. Ce se face cu un punct? Cam așa. Da, nu e așa? Cam așa. Dacă lua... Care credeți că sunt șansele de calificare? Dacă lua un punct de la francez, da, mai mergea. Dar acum ce se face? O să vii acasă? Pentru că atât am putut. Nu am avut defensivă bună. Am înțeles. Ce mi-a plăcut e că nu l-au băgat pe Ali Bek, pentru că aveam șanse să luăm 2-1. Păi de ce? Pentru că și ei sunt buni. Păi preconizările erau alte. Păi da, doar am o încumnată a meu de la Cornul Lungi și a fost acolo, de față. Și-a văzut de față cât și elvețienii de buni. El e microbist și a fost acolo. Am înțeles. Da, și-a văzut că sunt de buni. Sunt foarte buni și ei. De ce doar egal? Pentru că așa ne-am obișnuit de asta. Adică România nu ne-a obișnuit până acum să bată, să facem o atmosferă plăcută. Așa ne-am obișnuit. Ori pierdem, ori facem egal. Nu știu din ce cauză. Probabil că așa ne este sortit. Pentru că nu am vrut mai mult. Dacă vroiam mai mult, probabil reușeam. Atâta timp cât ca echipă națională joci cu rezerve, când Elveția joacă cu cei mai buni, să zicem, mergi cam cât egal. Cam nu au șanse. Nu prea? Nu au șanse. Că ce faci? Doi? Dacă mai e un punct de la Albania, ce mai face? Nu e așa? Cu două puncte n-ai ce face. Măcar trei puncte dacă aveau. Destul de mici. Spun. Să zic 1-1 cu Albania cel mai ok. Acum depinde după fotbaliști cum se schimbă. N-ai văzut că schimbă, îi vând cei mai buni, îi vând, îi schimbă. N-ai văzut? Care erau la noi cei mai buni, îi vânduți. Șansele de calificare se rezumă doar la speranță, din părerea mea. Ceva de genul că ne-am născut talent și am murit speranță. După meciul de aseară cu Franța-Albania, șansele noastre au scăzut. Pentru că Albania a avut un meci foarte bun cu Franța și trebuie neapărat să câștigăm acel meci pentru a ne califica de pe locul 3, cel puțin. Deci, dacă tratăm meciul cum l-am tratat pe cel cu Elveția, venim acasă. Repede. Nici o șansă. Nici o ar fi ceva minunat pentru toată România. Ajungem. Ajungem. Să știi că România noastră e bună încă. E bună. E bună. Eu uite, de când mă știu, România a fost bogată și încă este. Încă suntem români și suntem buni. Suntem buni. Parlamentari atâta că ne dau. Ei nu știu să conducă. Șanse de a ajunge în finală?
să sperăm că o să fie. Deci eu rămân doar la speranță. Este bine să fim realiști. Ca orice echipă care participă la campionatul european, avem o șansă. Acum depinde de stafful tehnic al echipei naționale și de cei care conduc federația, dacă vor și au ambiția să ajungă în finală, pentru că jucătorii pot, dar trebuie să vrea și alții ca să ajungem în finala campionatului european. Acum avem profesionale jucători, și mai trebuie să mai cum el veți are din Croația atâta jucători și o țară așa de mică și așa. Ar trebui și noi ca să mai speculăm niște jucători. Păi, în principal ne lipsește, echipa aia care ne-o dorim toți. Aia care se gândește la ce mai bun pentru România, care, nu știu cum să vă explic, e ceva... Adică să fie mai pasionați de ceea ce fac. Exact, exact. Păi ce ne lipsește? Ne lipsește fotbaliștii care sunt vânduți, ca și doctorii. Doctorii, domnule, eu de când sunt în Suceava, erau doctorii cei mai buni, au plecat. A rămas tineretul, care face încă școală. Am fost internat de două ori, m-am fost nevoie să mă duc la Cluj, să mă duc la Iași, la profesori cel mai buni. Da, că la noi cel mai bun e plecat. Acum urmează tineretul, face școli. Dacă rămân în țară, dacă li se măresc salariile, rămân în țară. Dacă nu li se măresc nici doctorii, n-ai văzut și profesorii, nu sunt plătiți. Da, eu sunt țigan, căldărari, dar știu. Nu am decât 8 clasă, dar cunosc la probleme. Cunosc o leacă politica. Este greu să spui ce ne lipsește din moment ce nu a găsit selecționerul rețeta. Știți cum este, de pe bară putem noi să dăm multe, de pe tușă putem să dăm multe. Mamă, că dacă eram eu acolo, ce făceam, ce drăgeam. Dar nu e chiar așa. Pentru că realitatea este mult mai greu, sportivii au și ei viața lor. Este greu, dar să sperăm că undeva în viitor o să se remedieze situația și o să putem să ajungem și noi undeva la nivelul echipelor care se situează undeva mai sus. Spuneam mai devreme ambiție, dăruire și dorința de a face mândri suporterii români și toată populația acestei țări, care a demonstrat încă o dată că poate să se adune și să susțină echipa națională de fotbal în adevăratul sens al cuvântului. Drept dovadă și cei 20.000 de oameni care au bărșăluit ieri pe străzile Parisului și care au făcut o atmosferă senzațională în stadion pe Parc de Princes. Ușor ar fi să spunem că se leagă fotbalul și de latura financiară. E clar că se leagă și de bani. Însă ține foarte mult și de dorință. Cât de arzătoare este dorința. Mi-aduc aminte mai de mult, tot la un interviu legat despre sport, îmi povestea un domn mai în vârstă cât de important este să-ți dorești cu adevărat. Și că generația de aur în fotbal, ne referim, își doreau cu adevărat pe vremea respectivă. Visau la așa ceva. Nu erau atât de tare interesați de alte lucruri exterioare, ci de ideea de a câștiga și de cât de fascinați erau toți cei care se uitau de acasă la ei în momentul în care câștigau. Îi vedeau ca niște eroi naționali și puteai să-i treci în cărțile de istorie. Și cu siguranță vor și rămâne în cărțile de istorie. Acum întrebarea este dacă generațiile care se succed își mai doresc un lucru asemănător sau nu. Sau poate nu își doresc îndeajuns de mult. Dacă aveți idei, vă așteptăm pe www.bff.ro, pe Facebook, Viața Bate Filmul. Puteți să ne dați și un like la pagina noastră, eventual un subscribe la canalul de YouTube. Ne-ar prinde foarte, foarte bine. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Păi de ce? Pentru că și ei sunt buni. Mă numesc Siluț Ursu, sunt din satul de Luț, comuna Fundul Moldovei, județul Suceava și duc în continuare această tradiție de 23 de ani de când am făcut fabricuța asta de prelucrare a laptelui. Produsele noastre care le facem aici le puteți găsi în magazinul Real, Cașcaval, Caș, Urde și Brânză Frământată. Real sprijină economia orașului și a regiunii. Creștem împreună cu clienții și partenerii noștri. Real, fără egal! Thank you.
știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile ce are Flexi Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxă de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie.